Ileana Lazariuc, fosta soția lui Alexandru Ion Țiriac, și-a surprins fanii din mediul online cu o postare îndrăzneță. În timp ce preferă să fie foarte discretă cu viața sa personală, șatena a ales să le facă o surpriză urmăritorilor ei, afișându-se într-o rochie galbenă la care nu purta sutien. De ceva vreme... Ea s-a mutat în Dubai cu băieții ei, însă din când în când postează pe rețelele sociale postaze frumoase din viața ei. În cea mai recentă postare, fanii au avut privilegiul de a vedea cât de frumoasă este Ileana Lazariuc, peste care trecerea timpului nu și-a pus amprenta. Vedeta a afișat un look fresh într-o rochie mulată și decupată într-o parte, prin care s-a văzut că nu poartă sutien. Ileana s-a născut în 1982 în Republica Moldova. Fica celebrei cântărețe Anastasia Lazariuc, Ileana a crescut într-un mediu artistic înconjurată de muzică și cultură. De mic a manifestat un interes deosebit pentru modă și modeling. În 2009 s-a căsătorit cu Ion Ion Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din România, iar povestea lor de dragoste a captat atenția presei. Împreună au doi băieți, Alexandru și Nicolas, care sunt centrul universului lor.